special pe care mi-l oferi, timp de a sta înaintea ta, de a ne cerceta viețile și de a primi de la tine iertare și binecuvântare în vederea obținerii vieții veșnice. Suntem ca popor aici adunat și vrem să ne binecuvintezi, atât pe cei din sală, cât și pe cei care mor ca la un bon, cât și pe cei care ne vor urmări online și harul tău să fie peste noi toți. Amin. Pacea Domnului și un bun venit în casa lui Dumnezeu la frumoasa și binecuvântată sărbătoare a cinei Domnului. Vă invit în numele Domnului Iisus să deschidem această ocazie binecuvântată cu melodia 389. Să fie oare adevărat ce aud, e prea frumos. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, în numele lui Iisus Hristos, îți mulțumim pentru că astăzi este sabat și pentru că Duhul Tău cel Sfânt încă lucrează la inimile noastre și ne-a adus aici, în acest locaj de închinare. Este lucrarea Ta și îți mulțumim pentru aceasta și vrem, Tatăl nostru, ca răspunsul nostru să fie o atitudine de închinare și de recunoștință față de Tine prin ascultarea pe care o vom da. Îți mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, cea care ne prilejuiește o sărbătoare în ziua de astăzi și văd că participarea noastră la această mare jertfă a Domnului Iisus Hristos prin simbolurile sfinte să fie o participare a fiecăruia pentru iertare și pentru mântuire. Amin. Îți mulțumim pentru că trimestrul care a trecut a îngăduit viață în corpurile noastre, putere și ne-ai călăuzit viețile și suntem încă aici, am fost scumpi înaintea Ta. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că chiar dacă unii dintre noi, fie nu mai sunt împreună cu noi, fie că poate acum sunt departe de Tine, Tu ai sub atenția Ta. Amin. Și Tu dorești ca nimeni dintre cei pentru care Iisus Hristos a murit să nu piară. Vrem, Tatăl nostru, atâta timp cât este har, să poată să se întoarcă toți cei care Te-au cunoscut odată și să poată să îți slujească Ție pentru ca revenirea Domnului Iisus Hristos să poată să-i găsească în ceata celor mântuiți.
pentru momentele următoare. Te rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să-L conducă pe pastorul bisericii în prezentarea mesajului biblic, care să ne impresioneze inimile, pentru ca apoi, participând la Sfânta Cină, să o facem cu responsabilitate. Îți mulțumim pentru că ne-ai pregătit lucruri minunate și binecuvântări speciale pentru ziua aceasta, așează-ne în poziția să le putem primi și fă ca la plecare să fim recunoscători pentru tot ce ne-ai acordat și să plecăm cu hotărârea de a sluji cu credincioșie mai mult decât am făcut-o până acum. Dorim revenirea Domnului Iisus Hristos, dorim ca cât mai curând să fim cu Tine în împărăția cerurilor și acolo pentru veșnicie, să lăudăm și să binecuvântăm numele Tău, Tată, al Domnului Iisus Hristos și al Duhului Sfânt. Amin. Bună dimineața, pacea Domnului, bine ați venit la biserică, la închinare, în prezența lui Dumnezeu, unde ne dorim din tot sufletul să ne așezăm în poziția în care El să lucreze la inimile noastre, să ne aducă în poziția în care să ne dăm seama că avem mai mult decât oricând nevoie de Dumnezeu, de Duhul Sfânt în viața noastră, să ne aducă iertare și binecuvântarea pe care ne-am dorit-o când am plecat de acasă. Amin? Așa să ne ajute Dumnezeu. Mă bucur să vă pot saluta pe dumneavoastră, cei din sală, pe cei care ne urmăresc online. Spun bun venit prietenilor noștri, poate celor care pășesc pentru prima dată într-o biserică adventistă și sper ca pentru fiecare, chiar dacă nu ne vom atinge de simbolurile sfinte astăzi, Dumnezeu să aibă o binecuvântare specială. Vreau să vă rețin atenția cu mai multe anunțuri. S-au adunat în săptămâna aceasta o sumedenie de lucruri despre care e bine să știm, astfel încât apoi când ne vom concentra pe deschiderea cuvântului și pe momentele solemne ale Sfintei Cine, să nu le mai perturbăm cu chestiuni administrative. Vreau să vă anunț că astăzi suntem deja la serviciul divin al Sfintei Cine. Nu înseamnă că sărim peste servicii divine. După amiază, la ora 18, vom avea școala de sabat pe grupe. Implicit, darul școlii de sabat va fi strâns după amiază. Asta ca să știm exact cum se va derula programul zilei de astăzi. Pentru că până în ora 12:30, 1, noi cei prezenți în sală vom avea posibilitatea să ne împărtășim la biserică. Probabil sunt din aceia dintre noi, membrii, frați și surori, care trebuie să se împărtășească acasă. V-aș ruga mult de tot dacă cumva a luat cineva legătura cu dumneavoastră să mergem la domiciliu, să ne anunțați pe mine ca pastor sau frații prezbiteri. Noi avem deja o listă deschisă, astfel încât să ne putem organiza imediat după prânz și să știm unde vom merge cu Sfânta Cină la domiciliu. Nu primim solicitări de genul, știu eu că mai este sora care n-a luat de mult Sfânta Cină, dar eu n-am vorbit cu dumneai, da? Deci dacă am vorbit săptămâna asta, ne-a sunat cineva, un frate, o soră, acolo mergem. Mai știm și noi, am dat și noi telefoane în prealabil, dar probabil n-am acoperit tot câmpul bisericii. Cu regret vă anunțăm că sora Nedelea Maria a decedat alaltă ieri dimineață. Ieri ne-am ocupat de tot ce a însemnat acte, loc de înhumare. Astăzi la ora 13 sperăm să încheiem în timp util serviciul divin al Sfintei Cine. Așadar vă rog încă de pe acum, atunci când vom merge la spălarea picioarelor, că acolo pierdem cel mai mult timp, să fim foarte operativi. Am făcut spălarea picioarelor, ne-am spălat mâinile, urcăm în sală. La ora 13 să putem fi la cimitirul central, este capela primăriei, cea cu care suntem noi familiarizați. Dumnezeu este depus acolo și vom avea serviciul divin de înmormântare. După ce vom avea serviciul divin principal aici, ne vom deplasa cu toți aceia care putem la Cerșani. Este spre Suseni, este acolo un loc pe care l-au primit în cimitirul comunal și acolo va fi depusă.
Olimpiada de religie, faza regională, faza pe conferință, va avea loc mâine la ora 9:30 de minute la Craiova. Craiova Centru, este biserica din centru, acolo se va desfășura. Eu am trimis deja către părinți, copiii știu, însă e bine să readucem în atenția noastră acest eveniment. Avem și noi copii calificați, îi putem susține în rugăciune și să le lumineze Domnul mintea, să poată acumula în primul rând cuvântul său. Asta este cel mai important lucru. Spuneam și aseară că a debutat, odată cu vineri seara aceasta, odată cu acest sabat, programul de la Bacău Împreună pentru Oameni. Toată săptămâna aceasta se va desfășura un program inedit în acea zonă și punctez faptul că putem beneficia puțin, putem gusta și noi puțin din acest eveniment, pentru că seară de seară până sabatul viitor, la ora 21, programul evanghelistic Vino, Doamne Iisuse, va fi prezentat la Speranța TV și la postul de televiziune, la postul de radio, Radio Vocea Speranței. Probabil deja ați urmărit prima seară, vă încurajez, promovați-l printre prieteni, printre rude, printre cunoștințe, e o ocazie bună de a asculta Cuvântul lui Dumnezeu. Am tot anunțat un botez, o sărbătoare a bisericii noastre, primul sabat din luna mai. Rămâne fixat acest eveniment. De acest eveniment agățăm, să zicem așa, pregătirea pentru botez. Mai sunt 4 sabate pline, chiar 5, când putem face pregătire pentru botez și anunțăm că în toate aceste sabate până la final, pregătirea pentru botez va începe la ora 16. Deci nu doar cu o oră și jumătate înainte de serviciul divin de după amiază, ci cu 2 ore, pentru că mai avem niște lecții prin care vrem să trecem și să nu rămână niciun subiect neacoperit. Programul bisericii, așa după cum v-ați dat seama, este unul de vară. Vineri seara începem la ora 20, în sabat de dimineață programul bisericii va suferi și aici câteva, o singură modificare, nu mai multe, sub aspectul că nu vom mai încheia la 12:30, ci vom încheia la ora 13. Adică nu vom mai avea 2 ore și jumătate ca să înghesuim, să comasăm, am scăpat, sperăm, de COVID și vom avea posibilitatea să relaxăm puțin serviciile divine, să avem un pic mai mult și pauză, să ne mai putem saluta. Este acum spațiu de ieșit în curte, va fi soare, sperăm că pare că vine iarna, nu? Da? Dar va veni și primăvara. Astfel încât vreau să nu uităm, de sâmbăta viitoare vom avea serviciile divine de dimineață de la 10 la ora 13. După amiază ne întâlnim la ora 18. Convenția de educație pentru cadrele didactice adventiste, 15-16 iulie 2022. Eu le-am scris dumnealor lucrul acesta, însă dacă cumva cineva nu este prins în grupul cadrelor didactice din Piteș, vă rog frumos să mă anunțați ca să puteți primi în timp real anumite informații. Înscrierile se fac până la 15 iunie. Vineri seara viitoare vom avea un eveniment frumos pe care nu noi l-am organizat, suntem doar cumva beneficiari. Vom avea un concert organizat de tinerii care învață la Liceul de Arte din oraș, împreună cu și frații de-ai noștri, că și Leo și soția lui au pus umărul la acest eveniment, am fost abordați dacă se poate susține un concert, știți, în preajma evenimentului pascal, mult așteptat de creștinătatea ortodoxă și nu numai, ei s-au pregătit cu un concert, cântări solemne, care pot fi abordate într-un astfel de context. Ne-am bucurat și să creăm un astfel de cadru, atât pentru noi, cât și pentru cei pe care ei îl vor invita. Vă invit să fim poate mai mulți decât am fost aseară, am fost într-un număr foarte mare și m-am bucurat, astfel încât să putem da mărturie că și prin cântec îl putem lăuda pe Dumnezeu. Sabatul viitor, după ce se vor încheia serviciile divine, începând cu ora 19, probabil la demisol va avea loc întâlnirea, nici nu știu a câta, a patra, a cincea întâlnire, a tinerilor din județul Argeș. Va fi invitat special Beni Sisu, este directorul departamentului tineret în cadrul conferinței Oltenia. De asemenea, că tot am vorbit de sabatul viitor, vom avea un invitat, este directorul ADRA, fratele Robert Georgescu, probabil ne va aduce informații proaspete și calde despre tot ce înseamnă război, Ucraina,
modul în care putem să ne implicăm, ajutorare și lista ar putea continua. Îl așteptăm cu drag. Dumnealui va fi prezent cu noi în partea luminoasă a sabatului, începând cu ora 10. Peste două sabate avem iarăși un alt invitat, pentru că astăzi era sabatul colportorului. Nu putem trece peste evenimente de felul acesta, le putem doar așeza un pic altfel în lună. Avem Sfânta Cină și nu putem să le aglomerăm. Va fi dumnealui cu noi, este directorul de publicații la nivelul Uniunii. Va fi prinsă în program și sora Amelia cu un mesaj, astfel încât să avem mărturii foarte proaspete și foarte calde din tot ce înseamnă lucrarea cu publicațiile, cu cartea. În ultimul sabat, iarăși avem o bucurie, vom avea alături de noi, după amiază, corul bisericii din Găiești. Vă aduceți aminte, acum ceva vreme a fost prezent alături de noi fratele Ciprian. E tizul meu din districtul vecin, Ciprian Drăguț. Dumnealor au promis că se vor pregăti și vor fi cu noi într-o ocazie de după amiază pentru o sărbătoare, iarăși, prin cântare. Am o bucurie mare în suflet și probabil v-ați mai dat coate, ați mai mustăcit, dar de data asta e treabă serioasă, să știți, pentru că Mihai și Alexandra au decis să oficializeze relația lor, începând de astăzi, că așa să vă formați o idee, trebuie să vă ridicați ca să știți despre cine vorbim. Îi știți? Toată lumea îi știe. I-ați văzut împreună, am apreciat dintotdeauna relația lor, o relație frumoasă, o relație serioasă și trebuie să știți că pe 3 iulie vor avea nuntă. Au decis să vină înaintea lui Dumnezeu și să spună un da, că vor să fie alături de Dumnezeu și unul de celălalt. Cumva de astăzi e perioada oficială a logodnei lor și dacă îi veți vedea împreună mai mult decât până acum, trebuie să știți de ce. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie alături de voi. Un ultim aspect pe care vreau să-l subliniez și mă opresc, pentru că vom avea darul școlii de sabat după amiază, am să-i rog acum pe frații, pe surorile diaconese să treacă printre rânduri și să împartă plicurile ce conțin bilețelele pe care noi putem trece darurile și zecimile noastre, așa cum le strângem noi în cadrul colectei de la 11, cum suntem învățați. Sora Ilzi va avea un acompaniament la pian, ne luăm puțin timp ca să punem darurile, să scriem bilețelele, după care am să intervin eu și am să-i rog pe băieții de la tehnic să ne ajute să urmărim împreună un material video pregătit pentru acest moment al dăruirii. După ce vom strânge colecta pentru zecimi și daruri, ne vom ruga și apoi vom asculta o poezie și apoi corul bisericii noastre ne va apropia prin cântec de Dumnezeu. După care, pentru ocazia aceasta, vom deschide cuvântul lui Dumnezeu. Harul Său să fie peste noi toți și să ne binecuvinteze. Urmează să împărțim, deocamdată nu strângem, doar împărțim plicurile pentru zecimi și daruri. Imediat după ce vom viziona materialul video, vom strânge colecta. Vă rog și mulțumesc frumos! Thank you.
În continuare, așa cum am anunțat, vom urmări un material pregătit special pentru acest moment al dăruirii, când ne închinăm prin zecimile și darurile noastre. Te-ai întrebat vreodată care este semnificația cuvântului Sfânt? În Biblie, Sfânt înseamnă pus deoparte. Există lucruri despre care Dumnezeu spune că sunt sfinte. Câteva exemple sunt Dumnezeu însuși, îngerii, cortul său, legea sa, poporul său, sabatul și zecimea. Ceea ce puțin creștini știu este că și darurile sunt considerate a fi sfinte. Jertfa de ispășire, jertfele pentru păcat și pentru vină sunt considerate preasfinte. Darurile de mâncare sunt descrise ca fiind preasfinte și sfinte. Pentru că sunt atât de importante, Solomon ne învață să ne închinăm prin daruri ori de câte ori obținem un venit. El spune, cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău. Atunci, promite Dumnezeu, grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Dumnezeu a stabilit valoarea unor daruri, iar pentru altele l-a lăsat pe închinător să decidă. Cu toate acestea, principiul general a fost întotdeauna acela de a da proporțional cu ce am primit și de a-i oferi lui Dumnezeu tot ce este mai bun. Potrivit Scripturii, darurile ar trebui să fie oferite la fel de regulat ca zecimea, de fiecare dată când suntem binecuvântați cu un venit. I-ai promis lui Dumnezeu că îți vei oferi darurile în mod regulat? Când ne închinăm cu zecimea și darurile noastre, să ne lăsăm dorințele la urmă și să-L punem pe Dumnezeu mai întâi. Colecta de astăzi este destinată bugetului comunității locale.
Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim pentru purtarea ta de grijă. Îți mulțumim pentru viață, pentru sănătate, îți mulțumim pentru pacea din inimile noastre, îți mulțumim pentru pâinea fizică și îți mulțumim pentru pâinea care a coborât din ceruri și s-a jertfit pentru a urzi pentru noi o mântuire așa de minunată. Mulțumim pentru aceste daruri și zecimi pe care am avut de unde să le aducem în fața ta. Ți le dăm ție și te rugăm să dai înțelepciune celor care le vor administra, să le folosească acolo unde știi tu că este nevoie de ele. Slăvit să fie numele tău și al Domnului Hristos în veci. Amin. Pentru mine, de David Prioteasa. Pentru mine, un păcătos, a murit Iisus Hristos. Viața sa și-a dat ca să fiu și eu salvat. Salvat de orice păcat și de orice nelegiuire, viața sa și-a dat în dar pentru omenire. Pentru mine, țărână vie, a venit din veșnicie pentru a-mi oferi sfântul har al vieții. Eterna armonie a plecat din veșnicie, a venit pe acest pământ pentru a da al său dar sfânt. Și l-a dat la Golgota, pentru viața ta și a mea. Nici când nu voi uita că pentru mine el murea. Amin.
Spuneam aseară celor prezenți și celor care ne-au ascultat că Sfânta Cină este unul dintre cele mai solemne acte spirituale, divine, care are darul să scoată de desubturile din viața unui om atunci când vine înaintea lui Dumnezeu. Cred că Sfânta Cină este un act solemn, un act solemn, și în dimineața aceasta v-aș invita să vă deschideți sufletul, să vă deschideți inima, mintea, astfel încât participarea noastră la Sfânta Cină să fie una activă, să fie una cu implicare nu doar emoțională, ci pur și simplu, după ce vom auzi cuvântul, să-i putem da slavă lui Dumnezeu pentru harul și privilegiul pe care ni-l face să stăm înaintea sa. Iar apoi să mergem să putem să ne spălăm picioarele unii altora și să întindem mâna. Să întindem mâna pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Textul zilei pe care vi-l propun, astfel încât să luăm câteva lecții, vom lua 3 lecții pentru ocazia aceasta, se găsește în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 20, și vă propun de aici versetele 7 la 12. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 7. Scriptura spune așa: în prima zi a săptămânii, când ne adunaserăm să frângem pâinea, Pavel, care urma să plece în ziua următoare, stătea de vorbă cu ucenicii și și-a prelungit vorbirea până la miezul nopții. În camera de sus unde eram adunați, erau multe lămpi. Pe un tânăr numit Eutih, care stătea la fereastră, l-a apucat un somn adânc în timpul lungii vorbirii a lui Pavel. Și biruit de somn, a căzut de la etajul al treilea și a fost ridicat mort. Pavel a coborât, s-a plecat asupra lui și l-a luat în brațe spunând: nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. Apoi a urcat scările, a frânt pâinea, a mâncat și a mai vorbit cu ei mult timp până în zori, după care a plecat. Tânărul a fost adus viu și ei au fost nespus de încurajați. Acum, ca să vă faceți puțin o idee despre contextul în care apar aceste cuvinte scrise pe paginile Sfintelor Scripturi, trebuie să știm că Pavel se află într-una din călătoriile sale misionare. Și de data aceasta este o călătorie misionară un pic excepțională. De ce? Pentru că viza, dincolo de predicare pe unde ajungea, strângere de ajutoare, spune el, pentru sfinți. Știți că la un moment dat a bântuit o foamete în zonă și la un moment dat cei care mai aveau puse provizii deoparte s-au gândit să dăruiască pentru cei care erau în lipsă. Iar Apostolul Pavel, alături de o echipă, mergeau și colectau aceste ajutoare pentru sfinți. Ei bine, Scriptura ne spune că ajunge în Troa, unde petrece 7 zile. Așadar, măcar o zi de sabat a prins acolo. Însă, ce mi-atrage atenția atunci când citesc este că erau într-un moment în care erau adunați și pentru frângerea pâinii. Acum, dacă vreți să despicăm așa firul în patru, unii spun că erau adunați acolo pentru Sfânta Cină, alții nu, că expresia se referă strict la o masă obișnuită. Vreau să vă spun că îmi place să cred că aceste motive pe care le avem prezente aici, camera de sus, frângerea pâinii, au de-a face cu ce s-a întâmplat la Sfânta Cină. Și nu degeaba și Luca folosește aceleași motive pe care le întâlnim și în Evanghelii la prima Sfânta Cină, când Domnul însuși, a frânt pâinea,
a mâncat, a împărțit-o și a mâncat-o alături de ucenicii săi. Nu e grea istoria biblică relatată. Într-un astfel de moment se întâmplă atâtea evenimente încât vă propun să ne concentrăm foarte succint asupra lor și de ce nu să le luăm acasă pentru a le dezvolta și a le trăi lecțiile ce se desprind din învățătura aceasta. Un prim aspect la care vreau să mă refer și la care vreau să vă provoc să vă gândiți, cel puțin așa cum identific eu în Sfânta Scriptură, de când a fost instituit serviciul divin al Sfintei Cine, întotdeauna acest act solemn s-a desfășurat în jurul unei victime. Întotdeauna Sfânta Cina lasă sau are o victimă. Atunci, la prima Sfânta Cină, tot serviciul solemn are sens. De ce? Pentru că era Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, care trebuia ce să facă? Să ridice păcatul lumii. În camera de sus, de la etajul al treilea, adunați pentru un scop special, când probabil se și împărtășeau la masa sfântă, Eutihie victima. Și spune că l-au ridicat mort. Și să știți că nu se poate altfel, pentru că dacă ne uităm în Vechiul Testament, de fiecare dată când se vorbește de miel, când se vorbește de păcat, de vină, nu se poate altfel decât cu moarte, decât cu victime. Pentru că cineva trebuie să plătească preț pentru păcat și pentru vină. La Sfânta Cină de obicei zicem că ne aducem aminte că Hristos a murit pentru noi, că a înviat, s-a înălțat și este foarte bine. Asta citim în Evanghelie. Sunt de acord și ar fi vai de noi, creștinii adventiști de astăzi, să fie altfel. Dar aș vrea să vă întreb astăzi, la Sfânta Cină, cine-i mortul? Care-i victima? Pentru că vreau să vă spun că e vai de noi și vai de credința noastră dacă astăzi la cina de azi mortul este iar Hristos. Pentru că potrivit Scripturii, dacă vii la Sfânta Cină și Hristos iar e mort, înseamnă că iar și iar l-am răstignit prin păcatele noastre, printr-un mod de viață, din timpul pe care noi îl lăsăm în urmă. Și cred că astăzi la Sfânta Cină, victima și mortul trebuie să fie, să fii tu și să fiu eu, să fim noi. Și aici nu e vorba de sânge de ispășire, nu, pentru că mielul lui Dumnezeu a murit odată pentru totdeauna. A înviat, s-a înălțat și este la dreapta puterii lui Dumnezeu, la dreapta scaunului de har și milă pentru a mijloci. Și nu mai e nevoie de alt sânge, ci vorba de răstignirea mea și răstignirea ta. Pentru că așa spune Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și dacă nu se întâmplă asta, nu e Sfânta Cină. Pentru că la fiecare Sfânta Cină trebuie să fie o victimă, trebuie să fie cineva care moare. Scuzați-mă. Și aș vrea să vă întreb la modul cel mai serios, sunteți gata astăzi să muriți? Ați plecat de acasă să muriți? În camera de sus, unde erau adunați pentru cină, spune Scriptura, în traducerea mea, erau multe lămpi. În traducerea Dumitru Cornilescu spune că erau multe lumini. Și foarte interesant de ce doctorul Luca menționează, inserează detaliul acesta. Care-i treaba și legătura între masa sfântă și lumină?
Și m-am gândit că are sens, nu degeaba a notat acolo chestiunea asta, pentru că poți să cazi și dacă ești în preajma luminii. Și spuneam și aseară că la prima sfânta cină, imediat după ce ia bucățica de pâine, știi ce s-a întâmplat cu Iuda? Poate mai mult ca oricând ia decizia să-l vândă pe Domnul. Scriptura spune și Ellen White că după ce a spălat picioarele ucenicilor, l-a desconsiderat. A spus că nu se poate ca împăratul lui Israel să le spele lor picioarele. Și ia bucățica de pâine și după ce se împărtășește, știi ce face? Se duce și îl vinde. Și poți să stai degeaba în preajma luminii, că poți să cazi. Petru se leapă de Domnul Iisus Hristos câte ore mai târziu? Câteva ore. Eutih, tânărul Eutih, spune Scriptura că apucat de un somn adânc, cade și moare. Predica lungă a lui Pavel l-a răpus pe Eutih. Poate că l-am fi certat pe Pavel un pic. Vă, frate, mai... Da? Cade de la fereastră în timpul unui act sacru. Când acolo se întâmplă lucruri dumnezeiești. Și vreau să vă atrag atenția că după o astfel de masă poți cădea. Și aș vrea să nu uităm treaba asta. Și totodată, sau pe de altă parte, aș vrea să vă invit ca astăzi la Sfânta Cină să cădem. Te invit să cazi. Să te zdrobești de stânca veacurilor. Pentru că spunea Domnul Hristos în Luca 20, 17 și 18, că piatra pe care au respins-o zidarii a devenit piatra din capul unghiului. Și oricine cade peste piatra aceasta va fi sfărmat în bucăți, iar pe acela peste care cade ea, îl va zdrobi. Și vă spun că dacă nu cădem pe stânca veacurilor, euul nu poate fi răstignit. Euul meu și euul dumneavoastră nu poate să moară astăzi la Sfânta Cină. Iar dacă azi nu cad și nu mor, vă pot da scris că imediat vom cădea. Putem lua pâinea și putem lua mustul. Ești gata să cazi astăzi? Să fii zdrobit? Și ultimul aspect pe care vreau să-l subliniem împreună este că la Sfânta Cină se fac încă minuni. Se pare că nu este istorie a Sfintei Cine fără morți, fără căderi și fără minuni. Atunci, după o Sfânta Cină, Hristos a înviat. La Troa, tânărul Eutih căzut mort, ridicat mort, a fost readus la viață. Și astăzi, dragii mei, la masa sfântă, dacă mori, dacă alegi să fii zdrobit de stânca veacurilor, pe stânca veacurilor, promisiunea Domnului este că readuce omul la viață. Pentru că te vrea un creștin viu. Și știi ce facem noi astăzi la Sfânta Cină? Este un mini botez pe care îl facem. Toți aceia dintre noi care ne împărtășim. Pentru că lăsăm în urmă un trecut, îl îngropăm, nu pentru că suntem buni sau merităm, ci pentru că Hristos a dat viața pentru noi și suntem readuși la viață în virtutea meritelor sale, la o nouă viață, la un nou început. Iar ăsta e un mini botez. Promisiunea și astăzi la Sfânta Cină este că dacă mori, dacă vei cădea, El te readuce la viață, pentru că vrea creștini vii. Și perspectiva asta învierii dă sens, să știți, creștinismului și adventismului nostru. Aduce încurajare, aduce speranță,
Și v-aș invita, dragii mei, astăzi la Sfânta Cină să declarăm împreună cu Apostolul Neamurilor, Apostolul Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și nimic nu este mai interesant, mai fain, mai sfânt și mai nobil astăzi la Sfânta Cină decât să fim răstigniți împreună cu El. Și să nu mai trăim noi, ci Hristos să trăiască în noi. Iar viața pe care o trăim acum în trup, să o trăim prin credința în Fiul lui Dumnezeu care ne-a iubit și s-a dat pe Sine însuși pentru noi. Vă provoc astăzi să cădeți pe stânca veacurilor, să cădem pe stânca veacurilor, să murim, să răstignim eul nostru împreună cu Hristos, pe El să-L lăsăm să trăiască, iar noi să murim pentru El, pentru lume, pentru noi înșine și să-L lăsăm astfel să ne readucă la viață. O viață care să ne transforme în oamenii aia vii, care dau foc lumii în mijlocul căreia au fost așezați. Să ne binecuvinteze Dumnezeu astăzi la Sfânta Cină pe toți, cu harul Său, cu prezența Sa, cu iertare, cu acceptare și cu mântuire. Amin. Am să vă invit să ne ridicăm pentru rugăciunea de consacrare și pentru acest moment am să-l invit pe fratele Fănică să se roage pentru noi, să ne prezinte ca unul singur înaintea Tatălui Ceresc și prin meritele Domnului Hristos să mijlocească pentru noi pentru iertare. Tatăl nostru Ceresc, bun și sfânt, iertător, Mântuitor al nostru și al întregii omeniri, în momentele acestea venim înaintea Ta să-ți mulțumim, Doamne, pentru actul sfânt pe care s-a consumat la Golgota pentru salvarea noastră. Îți mulțumim, Doamne, că în momentele acestea avem ocazia să ne împărtășim cu simbolurile sfinte și să comemorăm încă o dată lucrarea pe care Tu ai făcut-o și să ne aducem aminte de lucrul acesta care este atât de important pentru noi oamenii ca să putem să fim salvați de pe pământul acesta blestemat. Tatăl nostru, vrem să ne consacrăm pe altarul slujirii Tale și cerem făgăduința Ta pe care Tu ai făcut-o și o găsim pe paginile Sfintei Scripturi și în care credem că ne ierți, ne ierți păcatele noastre, că ne dai puterea pocăinței și că ne vei curăța prin sângele Domnului Hristos pentru ca să putem, Doamne, să avem parte cu Tine aici și în împărăția Ta. Te rugăm în mod solemn, Doamne, să faci lucrul acesta acum, pentru ca să putem porni împreună cu Tine pe cărarea vieții și așa cum ne-ai învățat și învățăm mereu și mereu să fim oameni curățiți, sfințiți de Tine, pentru ca în felul acesta întreaga omenire să Te cunoască și să înțeleagă că planul de mântuire prevede lucrul acesta. Tată bun, Te rugăm fierbinte, Doamne, ascultă-ne rugăciunile pe care le înălțăm. Împlinește-le după buna Ta găsire cu cale și ajută-ne ca în momentele care urmează, după ce ne vom despărți în viața de zi cu zi, să se vadă în noi caracterul Tău frumos și adevărat, pentru ca să vii cât mai curând să ne duci acasă. Cu aceasta încredere, Doamne, că primești consacrarea noastră, că ne ierți așa cum ne-ai făgăduit, că ne dai darul pocăinței și că ne vei curăți. Plecăm de aici mulțumitori și încrezători în această făgăduință pe care îți mulțumim că o vei face. Amin. Urmează să mergem împreună, numai puțin, cei care nu sunteți prinși în serviciul diaconie, v-aș ruga să luați loc ca să clarificăm câteva aspecte.